Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Invitatul nostru de astăzi este domnul Iosif Zon, doctor în teologie și literatură, recunoscut internațional și scriitor. Dânsul a publicat peste 20 de volume, are o activitate literară, teologică, intensă, volume traduse în multe limbi, bineînțeles în primul rând în limba română, spaniolă, germană, engleză, olandeză și chiar în limba chineză. Ne bucurăm să avem în mână o carte apărută foarte recent, de doar câteva luni, la editura Carmel Print, o carte intitulată Îndrăzneț, o țară ideală, cultura împărăției lui Dumnezeu. Și cartea nu se referă la altă țară decât România, în mod special la România, dar poate fi valabilă pentru orice țară care își dorește prosperitate. Vă spun bun venit, domnule doctor Iosif Zon, și mă bucur că ne-ați răspuns și aceste invitații. Bine v-am găsit și mulțumesc tare frumos pentru noua invitație aici. Sora Rodica, apreciez mult ce faceți și modul în care conduceți aceste interviuri și modul în care promovați diferiți scriitori, autori în lumea creștină. Mulțumesc și vă confirm dumneavoastră și telespectatorilor că nu am alt scop decât să promovez împărăția. Iubesc ceea ce găsim în Sfânta Scriptură despre împărăția lui Dumnezeu și îmi place când întâlnesc oameni ca și dumneavoastră care înțeleg învățătura Domnului Iisus atât de bine și vă mulțumesc pentru cartea aceasta, care e o evanghelie adaptată pentru România, pentru generația noastră. Aș vrea să știu cum v-ați gândit să o scrieți? Chiar de la început și comentatorul și dumneavoastră spuneți că este conține soluții la criza postmodernă. Cum v-a venit ideea să o scrieți sau îndemnul, mai bine zis? În primul rând, sunt îndrăgostit de învățătura Domnului Iisus. De mulți ani e singurul meu obiect de studiu, special din anul 2009, când am scris cartea Bunătate, o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus, și sigur că citind în urmă, înainte de Domnul Iisus, am studiat foarte mult profetul Isaia, îmi place enorm, e numit, supranumit evanghelistul Vechiului Testament, adică cu 700 de ani înainte de Domnul Iisus, Isaia, ca și când l-ar fi văzut fizic pe Domnul Iisus și l-a descris pe Domnul Iisus în așa fel încât ai impresia că citești a cincea biografie a lui, a cincea evanghelie. De aceea Isaia e supranumit evanghelistul Vechiului Testament. O pre-evanghelie. Da, și în Isaia există o viziune scrisă în capitolul 2 și după aceea reluată în capitolul 11. Cu trecerea vremii, în scurgerea vremilor, va veni o situație când oamenii își vor lua armele și le vor transforma în unelte agricole și nu vor mai face războaie și nu vor mai învăța războiul. Întreagăt fie zis, când s-a construit clădirea ONU, Organizației Națiunilor Unite, la New York, prin 46, pe soclu, sunt scrise cuvintele din Isaia. Pentru că e speranța națiunilor, când va fi o pace universală pe pământ, să nu mai fie război.
asta ar fi dorința cea mai profundă, să nu mai existe război. Ceea ce a scris Isaia reprezintă deci cea mai profundă dorință. În Isaia capitolul 11, versetul 9, Isaia spune așa: în vremea aceea, când va fi țara aceea ideală, nu se va mai face niciun rău pe tot pământul, fiindcă, zice Dumnezeu, toți mă vor cunoaște. Pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Și am luat viziunea aceasta și mi-am imaginat-o transpusă în realitate în vremea noastră, în țara noastră. Sigur că imediat m-am gândit la cei care în decursul vremilor și-au imaginat o țară ideală, și primul este filozoful grec Platon, pe la 400 înainte de Domnul Iisus, care a scris cartea Republica, în care descria o țară ideală și el a și oferit-o la câțiva conducători din lumea greacă ca să încerce să o pună în aplicare, dar nimeni nu l-a crezut că așa ceva ar fi posibil. Pe la anul 1400, Thomas Morus și-a imaginat o asemenea țară undeva pe o insulă unde ar exista această țară, își imaginează el cum ar fi organizată. El i-a dat numele Utopia. Utopia, topia e locul, U e nu, țara numită nelocul. Fără loc. Care nu există. Așa. Deci el recunoaște în titlu că țara aceasta nu există. Și foarte interesant, de atunci până astăzi s-au mai scris vreo 25 de asemenea utopii. Deci nu sunt singurul care dă drumul imaginației. Deci preocupări că au fost. Preocupări din antichitate au fost până cam cum ar fi o țară ideală. Dar deosebirea e că eu nu-mi imaginez eu. Eu iau în serios Sfânta Scriptură și toate principiile din Sfânta Scriptură și spun, dacă un popor ar accepta să trăiască după aceste principii, am obține țara ideală. Dacă l-am crede pe Dumnezeu și dacă am accepta să trăim după învățăturile lui Dumnezeu, specific a celor date prin însuși Fiul Său. Deci așa, cu gândul acesta am pornit și cu gândul acesta am realizat cartea O țară ideală. Și acesta fiind, de fapt, visul lui Dumnezeu, pus în niște cuvinte care să le putem noi înțelege. Dacă v-ați inspirat de la Isaia, care a văzut împărăția lui Dumnezeu cu foarte mult timp înainte. Aș zice așa, el a văzut-o primul, deși am putea spune că 300 de ani înaintea lui, regele David a avut sclipiri despre o asemenea țară și după aceea cel care ne-a adus toată învățătura pentru o asemenea țară e Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Să ne întoarcem la carte și să ne povestiți un pic cui se adresează, tinerilor, cam la cine s-ar recomanda, la cine v-ați gândit când ați scris-o și cât timp v-a luat să puneți toate lucrurile astea împreună? Se adresează tuturor celor care sunt sătui de răutate, sătui de corupție,
sătui de o țară în care e greu de respirat, o țară în care, cum spunea cineva, nu ai dreptul să fii cinstit, pentru că ți se impune corupția. Tuturor celor nemulțumiți de situația aceasta li se adresează cartea. Li se adresează tuturor tinerilor care încă visează, care încă doresc ceva ce la ora actuală e incredibil de realizat. Și se adresează tuturor celor care cred cu adevărat în Sfânta Scriptură. Problema este că tare mulți spun că ei sunt credincioși, dar nu cred în totalitate ce spune Dumnezeu. Cred selectiv, cred ceea ce li se pare lor rațional. Cartea se adresează celor care vor să-L creadă total pe Dumnezeu. Și cât timp ați lucrat la ea? Sigur, aveți preocupări de, spuneați, de vreo 10 ani în ceea ce privește teologia bunătății lui Dumnezeu. Cred că asta am scris-o cam într-un an de zile. Pentru că venea după foarte mulți ani de meditație, de frământare cu problemele acestea și când mi-a venit gândul să o scriu, într-un an de zile a fost gata. Prezentați în ea criza postmodernă și recomandați și soluții. Care e originea crizei până la urmă? Că sunt multe discuții. Unii spun că a venit criza de la americani, alții spun că a venit criza de la un grup secret care controlează finanțele omenirii. Sunt multe versiuni și tot timpul dăm vina pe cineva. După părerea dumneavoastră, care e originea crizei postmoderne pe care o trăim? Cu cam 15 ani în urmă am început cursuri pentru studenți universitari cu titlul Concepții despre lume și viață. Și acolo am analizat concepțiile despre lume și viață care există astăzi pe pământ în universități. Concepția ateistă, concepția teistă, deistă, marxistă, nihilistă, existențialistă, panteistă, New Age și postmodernistă. Nouă concepții despre lume și viață. Ce-i foarte interesant e să înțelegem modernismul, concepția modernă despre lume și viață, care s-a format mai ales pe concepțiile lui Isaac Newton din Anglia, care a trăit pe la 1720, cam așa ceva, pe care au preluat-o filozofii francezi pe la 1750 și pe baza legilor naturii descrise de Newton, adăugându-li se legea prezervării energiei și a materiei a lui Lavoisier, dacă nu mă înșel, au creat această concepție modernistă sau modernă despre lume și viață. Un sistem închis bazat pe legi fixe care pot fi studiate, un sistem închis în sensul că nu există nimeni în afara sistemului care să-și bage degetul și să schimbe lucrurile, un sistem în care nu pot exista abateri de la legile naturii, deci nu pot exista minuni, nu pot exista profeții și 200 de ani
a fost convingerea aceasta că știința a dovedit. Știința a dovedit că universul e așa, e așa, funcționează așa. Și cu două, trei corolare. În primul rând, că universul există de totdeauna, n-a avut început, nu va avea sfârșit, că materia e veșnică, că energia e numai atâta cât e, nu dispare, nu se creează, și că noi suntem produsul acestui sistem de legi. Aceasta a fost concepția despre lume modernă. La începutul secolului 20 a apărut Einstein, care cu două articole a prăbușit totul. În primul rând, pe baza teoriei relativității, s-a văzut că universul e în expansiune, că totul pornește dintr-un punct fix din constelația Alpha Centauri, că se poate calcula cum au plecat toate de acolo. Și dintr-o dată, universul are un început, materia are un început, energia are un început și s-a prăbușit tot sistemul newtonian de gândire. În cadrul cercetărilor macro, în fizica subatomică, s-a constatat că e incertitudine, e imprevizibil acolo. Prin urmare, nu mai știm totul cum credeam înainte, că totul e la degetele noastre. Dintr-o dată, încrederea în știință s-a prăbușit. Foarte mulți fizicieni, special fizicieni nucleari, au început să sondeze religiile răsăritene, să facă o combinație între fizica lor și filozofiile orientale, de aici nașterea concepției New Age. Și așa s-a ajuns pe la 1980, la prăbușirea celor mai sacrosante concepții, că totul poate fi cunoscut. Nu poate fi cunoscut totul, au zis noi filozofi. Eu cunosc ceva, tu cunoști ceva, dar niciunul dintre noi nu are adevărul absolut. Și, prin urmare, dacă pretinzi că ai adevăr absolut, ești primejdios, negi dreptul altuia de a avea adevărul lui, pentru că fiecare avem adevărul nostru. Acesta e esența postmodernismului. Nu mai credem în știință ca adevăruri absolute, nu mai credem că există adevăr absolut și fiecare își are adevărul lui și fiecare își are povestea lui și fiecare își spune povestea, atâta tot. Deci asta e oarecum un fel de privire panoramică a ce s-a întâmplat în lumea concepțiilor. Sigur că pe lângă ele sunt altele, dar cine vrea să cunoască toate aceste concepții, eu recomand cartea lui James Sire, se scrie, intitulată Universul de lângă noi, publicată de editura Cartea Creștină de la Oradea, James Sire, The Universe Next Door, în engleză, Universul de lângă noi.
în care sunt expuse toate aceste nouă concepții. Și eu le-am predat ani de zile în diferite centre universitare, au fost cursurile mele cele mai populare. 5 până la 900 de studenți aveam în săptămâna în care predam cursul într-o localitate sau alta. Tocmai pentru că studenții universitari doreau să aibă orientare și încă ceva și foarte interesant. Gândește-te, de exemplu, la fizică. Orice fizician îți va spune ce a descoperit fizica. Cum e construită materia, atomul, molecula, particule subatomice. Orice fizician trebuie să-ți dea datele științei lui. Dar la un moment dat, el începe să zică, astea s-au format așa. În momentul în care el spune asta, el nu mai e om de știință. În momentul acela, el e filozof. Și el poate interpreta lucrurile în 9 feluri, după cele 9 filozofii pe care le-am enumerat. Același lucru în biologie. Ai datele pe care le descopere un biolog. Dar în momentul în care pune întrebarea, da, cum a ajuns să fie așa? Și ce se va întâmpla de aici înainte? În momentul acela nu mai lucrezi cu faptele științei, ci cu interpretarea faptelor. Și interpretarea aceea o face conform concepției lui despre lume și viață. Și atunci eu i-am învățat pe studenții mei totdeauna să recunoască profesorul ăsta e New Age sau profesorul ăsta e existențialist sau profesorul ăsta e nihilist și să ai curajul să spui, domnul profesor, atât ai știința dumitale, de aici începe interpretarea dumitale. Eu îmi însușesc datele științei, dar interpretarea o fac eu după filozofia mea sau după concepția mea despre lume și viață. Am avut surpriză că unii studenți au și făcut lucrul acesta la seminarii, la universitate și profesorul a fost extrem de surprins. Cine te-a învățat să faci distincțiile astea? Bine că nu-i zis cine te crezi. Păi am avut cazul că o student a venit și mi-a spus că aveau atunci un lector de la Bruxelles și ea s-a dus și a început să-i spună ce filozofie are el. Și el a spus, dar de unde știi astea? Și ea i-a spus că i-am predat eu cursul ăsta. Zice, domnișoară, nu-mi dați și mie bibliografia, că mă interesează și pe mine lucrurile astea. Deci, pentru el erau noutăți ceea ce îi spunea studenta lui. Deci, pentru că îmi place să lucrez în domeniul ăsta, pentru că îmi place să văd cum se dezvoltă societatea umană și cum curg lucrurile, sigur că m-a interesat unde mergem și unde ar trebui să mergem. Pentru că, într-adevăr, lumea poate curge la întâmplare, dar dacă suntem suficient de mulți care înțelegem mersul vremurilor și înțelegem cum ar trebui să meargă vremurile, noi putem schimba direcția mersului societății. Cu gândul acesta am scris cartea O țară ideală.
Ați pus în carte și răspunsul lui Dumnezeu privitor la criza socială, criza postmodernă. Și din ce ați expus, mi-am dat seama că, de fapt, criza postmodernismului își are originea în însăși filozofia pe care a construit acest concept despre lume și viață. Ce aduce nou, ce vrea să schimbe la filozofia despre lume și viață această carte? Sau unde ne trimite? La urma urmelor, omenirea are o singură problemă și problema aceasta este răutatea umană. Asta e singura problemă, răutatea umană. Oamenii sunt răi unii cu alții, homo homini lupus. Omul e lup pentru om, constatare făcută de strămoșii noștri latini. Ne temem unii de alții pentru că de atâta vreme ne jefuim unii pe alții. Singura problemă, deci, este răutatea și soluția ar fi să-i facem pe toți oamenii buni. În momentul în care i-ai făcut pe oameni buni, ei nu se mai mint unii pe alții, nu se mai înșeală unii pe alții, nu se mai fură unii pe alții, pentru că omul bun nu poate minți, omul bun nu poate fura, omul bun nu poate înșela. Fă omul bun și ai rezolvat singura problemă care este în omenire, răutatea. Și ai adus ceea ce vrea Dumnezeu să aducă, bunătatea. Acum, din punctul de vedere al istoriei biblice, omul a fost făcut bun. Omul de la natură e bun. Nu e adevărat că omul de la natură e rău. Omul a fost făcut să funcționeze bine numai în bunătate. Dar Dumnezeu a dat libertate unui alt personaj care să-i ofere omului altă alternativă de dragul libertății umane, pentru că Dumnezeu nu vrea roboți. Ei bine, în momentul în care omul l-a crezut pe cel rău, s-a făcut rău. Când el s-a separat de sursa bunătății și s-a cuplat cu sursa răutății, el a devenit rău, pentru că omul nu-i făcut să funcționeze singur. El trebuie să aibă o sursă dincolo de sine. Și numai două surse. E sursa divină și sursa satanică. Și depinde cu care te-ai cuplat. Domnul nostru Iisus Hristos, în primul rând, a venit să rezolve problema sclaviei noastre sub cel rău, să-i anuleze dreptul de a ne fi stăpân și să facă posibilă recuplarea noastră cu Dumnezeu. În același mod, sau în același timp, Isaia, chiar de la început, face apelul: încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele. Binele trebuie învățat. Și de aceea Domnul Iisus a început prin a face o școală, care e școala bunătății. El ne învață ce este bunătatea și ce înseamnă practic să fii om bun. Dacă intri în școala lui, ăsta e subiectul pe care îl înveți. Voi să fiți buni cum Tatăl vostru e bun. Și el ne arată cum e bunătatea lui Dumnezeu și cum să devenim noi oameni buni prin recuplarea noastră cu Dumnezeu. Deci, soluția la problema omenirii
e înainte de toate să-L credem pe Iisus, care ne aduce întâi recuplarea cu Dumnezeu și doi ne introduce în școala bunătății. Problema care o am eu astăzi este că de-a lungul secolelor creștinismul a suferit o serie de mutații și una din aceste mutații a fost că a început prin teoria că omul e prea corupt să se mai schimbe. E prea căzut, el nu se mai poate schimba. Și prin urmare, nici Dumnezeu nu ne mai poate schimba. Și Dumnezeu doar alege pe unii ca să-i ducă în cer. Și ăstora nu li se cere decât să creadă în Iisus, să li se ierte păcatele ca să poată merge în cer. Cu alte cuvinte, religia creștină e redusă la iertarea de păcate. Ori, iertarea de păcate este o problemă pe care a rezolvat-o Dumnezeu. Aia nu trebuie să o mai rezolvăm noi sau Sfânta Biserică sau... E rezolvată, aia e întinsă ca dar de Dumnezeu. Sunt două lucruri care ne cere Dumnezeu: să venim la El personal, să ne recuplăm cu El și apoi să învățăm în școala bunătății. Problema de care mă izbesc eu este asta. Pastorii nu cred în posibilitatea formării de oameni totalmente buni. Găsesc ei suficiente texte prin care să spună nu se mai poate face așa ceva. Deci, opoziția mea e în domeniul pastoral, în domeniul creștin. Și atunci trebuie să-i conving, nu atât pe pastori, că eu nu vreau să mă lupt cu pastori, nici cu teologii, dar mă duc la tineri. Tinerii care încă pot visa. Tinerii care încă pot crede imposibilul, așa zis, imposibil, care captează viziunea Domnului Iisus și care vin în școala asta a bunătății. Iată că acești tineri au schimbat guvernul acum de curând, deci ei chiar sunt o forță. Pentru că ai adus discuția mai la ora actuală. Există mai multe prorocii că din România va porni o trezire spirituală care va schimba fața Europei. Așteptăm. Acum, românii sunt cei mai rău văzuți în Europa. Sunt mai disprețuiți ca orice alt neam, pentru că sunt foarte corupți. Cum să așteptăm la așa ceva? Dar, în primul rând, România are cel mai mare număr de evanghelici proporțional. Numai pentecostali, baptiști, creștini pe evanghelie, la oaltă sunt mai mult de 500.000. Masa critică care poate face impact e 2%, ori numai ăștia sunt 5%. Ei bine, Dumnezeu a ales ca în România să fie asta. Și acum, câteva lucruri fantastice din ultima vreme. Întâi a fost minunea că președintele Băsescu a numit-o pe tinerica aceea, subțirică, firavă, Codruța Chiovesi, care și-a luat lucrul în serios, a reușit să adune lângă ea o serie de procurori care nu mai pot fi cumpărați și prin ei a băgat la închisoare
atâția miniștri încât la un moment dat puteai face un întreg guvern cu miniștri din pușcării. Și toate vârfurile corupților au fost puse în pușcărie. După aceea, cine ar fi crezut că românii, atât de naționaliști și de ortodoxi, vor alege un neamț evanghelic ca președinte? Incredibil! Așa cum de incredibil a fost ca subțirica aia, femeia aia, firavă, să poată să ia de coarne monstru corupție. Asta e o imagine foarte faină, ne place că suntem la o emisiune pentru noi femeile. Amen. Uite că le apreciem pe femeile care își asumă responsabilitatea și cred că multe dintre telespectatoarele noastre pot fi la nivelul lor o luptătoare, așa cum spune Psalmul 68, un personaj important din marea oștire a lui Dumnezeu. A treia uluitoare minune. Iohannis, președintele Iohannis, nu putea face nimic pentru că a rămas șef de guvern, ultracoruptul, plagiatorul și etc. Și nu putea fi mișcat de acolo. Și nu avea niciun mecanism să-l miști. Cine ar fi crezut că un dezastru, un incendiu la un club să stârnească tot tineretul din țară, să inunde străzile, ne-am săturat de corupție și să-l sperie pe Ponta și să-și dea demisia și dintr-o dată Iohannis să poată aduce unul de la Uniunea Europeană care să facă un guvern tehnocrat și să pornească cu adevărat reforma în România. Cine ar fi crezut că cu un asemenea, un simplu eveniment, un incendiu la un club? Dumnezeu are metodele lui de a lucra. Acum, eu cu 15 ani în urmă țineam cursuri de viață spirituală în toată țara, în care învățam pe oameni cum să se relaționeze personal cu Dumnezeu. Viața spirituală e trăirea personală cu Dumnezeu. Dar aveam mare grijă să spun, relație personală cu Dumnezeu nu poți avea dacă minți, dacă furi, dacă înșeli, pentru că Dumnezeu nu se relaționează cu unul care trăiește în păcat. Prețul care se pune pentru o relație personală cu Dumnezeu este viață morală curată. Și după curs, aproape în fiecare oraș venea unu, doi, trei oameni de afaceri să-mi spună: frate Țon, dar noi nu putem face afaceri cinstite. Și le ceream să-mi explice, de fapt eu ce spuneam. Ei vă considerau că sunteți din țara aceea, utopia care ați pomenit-o mai devreme. Eu îi întrebam întâi de toate, cât câștigi acum implicat și tu în corupție? Păi cam 10.000 de euro pe lună. Cât ai câștiga dacă n-ai mai face niciun fel de necinste? Dacă ai fi o business numai curat? Oh, poate numai la 1.000 de euro. Bun. Câștigi 10.000, dar pierzi relația cu Dumnezeu. Cobori la 1.000, dar ai relația cu Dumnezeu. Și siguranță. Nu merită. Ești om de afaceri. Cântărește și alege business-ul cel mai bun. Acum, de la mari corupți a început
să se filtreze lupta cu corupția mai jos. Am avut marea bucurie că într-una din zilele trecute am stat de vorbă cu o lideră la o companie foarte prosperă și după bunul meu obicei am spus: cum am mai dus cu lupta cu corupția? Spune-mi, te rog, pentru că știam că atâtea companii sunt sufocate de diferite controle. 6-7 controle care îți vin din și care întâi de toate îți cer cât dai ca să nu te nenorocesc. Și am întrebat-o: cum stai cu asta? Și a zâmbit, frate-țon, nu mai îndrăznesc să ceară. Pentru că li s-a dat bani și s-a notat seria și apoi a dat telefon și a venit DNA-ul și l-a găsit cu banii aia în buzunar și l-a băgat la pușcărie. Sau cu banii scriși și cu cerneală invizibilă și alte metode prin care au intrat frica în ei. Și le frică să mai facă așa ceva. Oh! Deci frica de închisoare a venit până la nivelul ăsta și începeți să respirați mai liber. Acum, aici e cheia la toată discuția din cartea asta. La ora actuală, de frica controalelor și a pușcăriei, începem să reducem corupția. De frică. Ce-ar fi dacă în generația asta tânără ar apare masiv oameni flămânzi și însetați după corectitudine? Flămânzi și însetați după neprihănire sau după dreptate, e același lucru. Pasionați pentru corectitudine, pentru adevăr, pentru cinste. Care ar zice: eu să mint? Eu să înșel? Dar cum aștepți așa ceva? Noi dorim cu toată ființa adevăr și mai ales bunătate. Când ar apare această pasiune pozitivă pentru dreptate, corectitudine, bunătate, atunci s-ar mai întâmpla ceva. Când asta s-a întâmplat de multe ori în istorie, într-un loc au fost câțiva care au zis: noi o rupem cu orice păcat. A coborât Duhul Sfânt peste ei și s-a întâmplat o trezire spirituală în biserică și în oraș. Și cea mai grozavă din toată istoria a fost, care ne poate sluji de obiect de studiu, e trezirea spirituală din Țara Galilor, Wales, în 1905. Totul s-a întâmplat printr-un singur om care mergea din loc în loc și dintr-o dată se prăbușea toată biserica în hohot, în ruperea cu păcatul. Și ce s-a întâmplat? În câteva luni, toți băcanii, toți proprietarii de magazine se trezeau că vin oameni și zic: domnule, nu te supăra, dar eu te-am furat odată. Am furat nu știu ce marfă, poftim bani înapoi. Restituire. S-au închis crâșmele.
oamenii nu-și mai beau salariile și mințile. Ca o parte humoristică, în mine, Wales era țara minelor de cărbune. Și pe vremea aceea cărucioarele cu cărbuni erau trase de măgari. Dintr-o dată măgarii nu mai trăgeau, refuzau să tragă și nu știau de ce. Au făcut grevă. Grevă, pentru că minerii s-au pocăit și nu mai înjurau și măgarii erau obișnuiți cu înjurăturile. Acum trebuia să-i binecuvinteze și ei să se obișnuiască. Au găsit ei cumva formule prin care să înceapă măgarii să lucre din nou. Deci și măgarii au simțit că s-a făcut o revoluție spirituală. Ei, închipuiți-vă că următorul pas va fi această generație de tineri care iau cartea asta, care explică tot fenomenul ăsta al înnoirii prin învățătura Domnului Iisus și care, la sugestia care o fac aici, să facă grupe de oameni care vor această înnoire și pe profesii, pe meserii, pe și care să aducă revoluția asta spirituală în viața lor, în familia lor, în biserica lor, în compania lor. Și dintr-o dată atunci Duhul lui Dumnezeu coboară peste România. Așa se va fie. Întâmpla. Așa să fie. Și ce-ar fi asta decât că ar veni și nemții, și francezii, și englezii să spună: domnule, dar și noi avem nevoie de această înnoire morală. Și România ar fi sursa revoluției morale a Europei. Nu-i un vis irealizabil. Nu-i o utopie. Nu-i o utopie. E foarte frumos ceea ce ați spus și seamănă cu viziunea din Ezechiel 37, dacă nu greșesc capitolul, când oastea din groapă se ridică, se pun oasele cap la cap, cresc vine, mușchi și... E o vale cu oase în pustiu, destumă oase. Și Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Ezechiel: poruncește oaselor să se ridice. Și oasele se ridică și Duhul lui Dumnezeu suflă viață în ele. Vezi, Ezechiel, așa pot eu scula din morți o națiune întreagă. Asta e o ilustrație perfectă la ceea ce vrea Dumnezeu să facă în România. Ce credeți? A început deja? Oare suntem într-unul din stadiile acestei transformări sau urmează să pornească? Întrebarea foarte bună. Unde a început revoluția? Revoluția a început cu o întoarcere la învățăturile Domnului Iisus. Și când vii la învățăturile Domnului Iisus, constați că El a avut totdeauna un singur subiect de lecție, de pilde, de discuții: împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu am adus-o eu aici. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să detronezi omul de pe poziția lui de șef și să-l întronezi pe Dumnezeu ca șef. Și să vie împărăția ta, să se facă voia ta pe pământ cum se face în ceruri. Și voia lui Dumnezeu e învățătura mea. Când oamenii acceptă să trăiască după învățătura mea, se face pe pământ voia lui Dumnezeu ca în cer. Și cineva care a pornit această nouă imagine a
extindere împărăției lui Dumnezeu în actuala istorie, în actuala generație, am venit cu concepția de cultura împărăției lui Dumnezeu. Cultura împărăției lui Dumnezeu înseamnă că noi nu mai fugim de cultură. Noi o luăm în stăpânire. Noi zicem, noi avem o cultură nouă, cultura bazată pe învățăturile Domnului Iisus, cultura superioară, bunătății, cultura onoarei, cultura respectului, cultura cinstirii celorlalți, cultura corectitudinii. Și deja sunt grupuri de tineri fascinați de noua cultură, cultura împărăției. Și de fapt, subtitlul la cartea asta e O țară ideală, cultura împărăției lui Dumnezeu. Când se adună tineri și hotărăsc să trăiască totalmente în cultura asta nouă, cultura împărăției lui Dumnezeu, adică pe baza învățăturilor Domnului Iisus, se înmulțesc aceste grupuri până ajung la masa critică. Întotdeauna este o masă critică de unde toate lucrurile sunt altfel. În cazul ăsta e atunci când Duhul Sfânt zice, acum pot covorâ peste voi, pentru că Duhul Sfânt nu coboară decât când noi am decis să trăim după învățăturile Domnului Iisus. El însuși în Ioan 14 ne spune, dacă mă iubiți și acceptați să trăiți după poruncile mele, eu îl voi ruga pe Tatăl să trimită Duhul Sfânt în voi. Asta e schema. Noi să acceptăm să trăim după poruncile Domnului Iisus. Și Domnul Iisus îi spune Tatălui să coborâm cu Duhul Sfânt peste ei, să-i umplem. Și el zice, și viu eu să locuiesc în voi, și l-a dus și pe Tata să locuiască în voi. Și toată plinătatea dumnezeirii coboară în noi. Asta nu-i utopie, asta e schema pe care ne-o dă Dumnezeu însuși prin Domnul Iisus. Deci e o rețetă, este un lucru, și un lucru care a fost experimentat în istorie la scară mai mică. Dar acum, dacă noi ne însușim învățăturile astea și dacă suficient de mulți creează masa critică, atunci dintr-o dată e această explozie. Transformarea nu o facem noi. Transformarea o face Duhul lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu coboară acolo unde oamenii l-au crezut pe Domnul Iisus și au hotărât, pentru că îl iubim, vrem să trăim după învățăturile lui. Mulțumim și din toată inima, și cred că sunt purtătoarea de cuvânt a telespectatoarelor și telespectatorilor, spunem amin. Cum să nu vrem să trăim după învățăturile Domnului Iisus, când mi-amintesc de pasajul în care Domnul Iisus le spune ucenicilor că voi nu plecați, dar unde să ne ducem? Sau, parafrazând, care alte învățături ar fi mai valoroase și pentru care să te investești și să te sacrifici? Vă mulțumim că ați pus cap la cap această viziune, care e de fapt una foarte veche și vine de aici, din Sfânta Scriptură, pentru generația și pe înțelesul generației noastre tinere. Personal subscriu acestei viziuni și doresc să contribui la cultura împărăției lui Dumnezeu pentru România. Să ne ajute Dumnezeu! Așa să fie! Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, le-ați urmărit pe doctorul Iosif Zon, un om pasionat de împărăția lui Dumnezeu, un general al oastei care lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu, un om de mare curaj. Ne rugăm ca ceea ce am ascultat astăzi să impacteze cât mai mulți oameni și schimbarea pe care o așteptăm
să nu se lase, să nu fie mult amânată și să se producă această mare trezire cât mai repede în generația noastră. Și să nu uităm că noi fiecare putem contribui la aprinderea focului acestei treziri. Să fiți binecuvântați și să ne revedem sănătoși și în pace la o nouă ediție a emisiunii Pentru noi femeile, săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.